Încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul și am spus la un moment dat și dacă l-am pomenit pe Tudor și dumneavoastră l-ați pomenit de mai multe ori pe Mitropolitul Bartolomeu și cu siguranță îl pomeniți, mai ales atunci când în lumea noastră se întâmplă nedreptăți. Ei, dacă ar fi fost Bartolomeu, ce ar fi zis Bartolomeu, ce ar fi făcut Bartolomeu, dar am spus și o spun și acum în încheiere, încheierea cuvântului meu. Dacă ne gândim și îl vorbim și îl amintim pe Mitropolitul Bartolomeu adesea, așa cum am făcut-o în această seară, măcar atât să-și aducă aminte el de noi. Mulțumesc! Mulțumim, Părinte Arhimandrit. În timp ce vorbeați, mă gândeam... Dumneavoastră, tuturor, tuturor însemnând, vedeți administratorul, fiecărei familii în parte, ca să ajungă la toată lumea, sunteți foarte mulți și acest lucru mă bucură tare mult și mă impresionează și mă smerește, să știți. Chiar mă smerește. Tudor, pe care îl veți găsi în această carte, n-a fost plătit doar de mine, într-un anume fel, sau până într-un anume punct. Tot la fel de mult m-a clădit și el pe mine. Să știți dumneavoastră că există acest dialog despre care vorbea domnul scriitor Olimpiu, nu știu, felea, noi folosim mai puțin numele de familie, mai mult cel de botez. Nici nu vă puteți închipui, dragii mei, că noi suntem chip și asemănare unii altora. Chip și asemănare, suntem persoane dialogice și devenim chip și asemănare unii altora. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu chip și asemănarea Lui. Ne vrea pe noi să fim chip și asemănarea Lui și noi, ca să ajungem să fim chip și asemănarea Lui, trebuie să fim chip și asemănare unii altora, precum sunt persoanele Sfintei Treimii.